Vreau să vă întreb ceva. Ați spus ceva foarte interesant la începutul emisiunii. Domne, stați, două entități, una mi-a dat interzis, da, unde aș vrea eu, adică Rapidul, e clar că, mă rog, așa, deci e clar că, practic, spuneți că într-o zi poate v-ați dori să ajungeți la Rapid, dar ați mai zis ceva, iar cealaltă n-are infrastructură. Care e cealaltă? Politehnica Timișoara. Am înțeles. Acestea sunt singurele două cluburi unde ați venit în fotbal, iarăși? Clar. Nici nu pot gândi în altă parte. N-aș putea, trebuie să trăiesc momentul. Dacă nu sunt atașat emoțional, n-aș avea randament. Uh-huh. Așa sunt eu construit. Și doar aici m-aș vedea la un anumit moment. Da, da. Deci în sufletul dumneavoastră e acest gând că într-o zi o să veniți la Rapid ca investitor. Că va fi peste 10 ani, peste 5 ani sau nu va fi niciodată. Aveți acest gând în suflet? La un moment dat o să fiu undeva, să spun, nu, o să fiu investitor sau mai mult acționar, dar nu cu drept de dispoziție. Nu mai am, să spun așa, disponibilitatea să am un drept de dispoziție total. Uh-huh. O să ajut, o să merg, să mă duc ori la Timișoara, ori la Rapid când o fi, dacă se va putea, dar cred că la Timișoara va fi. În viitor apropiat, voi fi unul din acționari care vor ajuta clubul cu bani și cu experiență, dar nu la nivel de decizie, că nu mai am disponibilitatea și timpul necesar acum să stau, pentru că fotbalul totuși îți consumă tot timpul, devii captiv. Este o activitate care creează dependență și devii captiv, nu mai ai timp de absolut nimic altceva, ori eu am foarte mult de lucru pentru că am pierdut atâta timp, am lipsit din peisaj, chiar am rămas în urmă. Da, interesant ce spuneți, că s-ar putea în viitorul apropiat să mergeți la Timișoara. Aveți deja ceva discuții? Nu. După ce vă face un stadion, după ce eu am investit în infrastructura acolo cât am putut, am reușit să omologhez pentru Champions League, am jucat preliminarii Champions League, care play-off de Champions League, am jucat grupe Europa League, dar mai mult nu s-a mai putut scoate. Am făcut terenuri de antrenament pentru copii, sintetic, pentru echipa mare, vestiarele, toată baza, dar e gata, sunt atâția ani, acum trebuie dărâmat tot și făcut. După ce vor avea o infrastructură, până atunci Politehnica nu va reveni prin planul fotbalului românesc, că n-ai cum. Nu are cum. Unde s-a investit în infrastructură, s-a creat emulație și vedeți că ușor, ușor începe să crească fotbalul și ca imagine și ca popularitate și așa. Știu, da. Să fie. Știți cum e? O să vină domnul Șucu și o să vă spună, păi uite, domnul Iancu, că vă contraziceți, eu investesc în infrastructură. Uite, încerc să creez emulație, dar îmi trebuie timp. În care infrastructură? Păi, stadion, azi a făcut terenuri, bază la juniori. Hai să fim serioși. Adică mie mă interesează prima echipă. Aia adună. Prima echipă trebuie să aibă rezultate. Asta e primul lucru. Am înțeles. Trebuie să aibă rezultate, vizibilitate, să fie bine ancorată în fotbal, acolo la nivel de vârf european, pentru ca să creeze emulație în jurul. După aia, sau în paralel, trebuie. N-ai cum să faci una înaintea celelalte. Să o iei de jos. Păi o generație de copii crește în 7, 8, 9 ani, 10 ani. Când ai tu timp? Cine are răbdare cu tine?